retail real estate, majoritar, pentru 99% din business. Practic ce facem, construim sau cumpărăm, investim în shopping centers, pe care după aia le operăm. Le închiriem mai departe către chiriași. De unde succesul ăsta în România? Pentru că am văzut foarte mulți parteneri care au trecut și pe la noi din țările învecinate, din Occident, care se mirau, zice, băi, aveți niște mall-uri la noi, chiar din Germania, Luxemburg, zice, ale noastre sunt vechi, sunt nu știu cum, ce ale voastre strălucesc. Zic, probabil pentru că sunt noi. De ce aici s-a întâmplat succesul ăsta și nu l-am văzut în Bulgaria, în Ungaria, în țările din jur? Cred că găsim și în țările din Central Eastern Europe, dar rolul mall-ului în zona asta este foarte diferit față de Western Europe state. Este, dacă vreți, un centru social, pentru că este oamenii vin la mall, mall-ul este în general în centrul orașului, înconjurat de o comunitate foarte densă și vin nu doar ca să cumpere, vin ca să mănânce, ca să vadă un film, ca să se întâlnească cu prietenii, ca să-și scoată copilul la un de club. De a devenit un exact. Club mall-ul, da? Exact. Rolul mall-ului a devenit un rol social de a uni comunitatea din jurul lui. Deci rentează business-ul în continuare, nu? Și se construiesc alte centre noi. În general, în zona asta Europei, oamenii vor să vină la mall, de aia sunt atât de pline. Și profitabilitatea este semnificativ mai mare decât în zona de Western Europe, unde și creșterea este mai mică și densitatea este mult mai mare. Adică numărul de mall-uri pe care noi le avem comparativ pe cap de locuitor, comparativ cu restul lumii, este lasă încă loc de creștere. Aveți un proces de fidelizare, o politică ca și companiile de sine stătătoare să fidelizați publicul să vină către un anumit mall? Da, unde sunt da. Foarte multe companii care practic exact, se poate exact. De concurează. Da. Toți retailerii fac asta. Noi am zis că o să facem asta și din poziția de rol de a adăuga, de a aduce comunitatea împreună și a face cross retailers, practic. E un program un pic mai greu de implementat, ceea ce îl face și mai special. Dar am lansat recent aplicația Spot recent. Are deja un an jumate, o aplicație de loialitate Spot, care are spate, evident, toată partea de Big Data și CRM și ce trebuie să facem ca să comunicăm cu consumatorii. E prezentă în mod actual în 7 țări și avem undeva peste 150.000 de utilizatori. Care este rolul unui Chief Digital Officer într-o companie de shopping center? În primul rând, cred că rolul nu este un rol clasic. În general, în zona asta de real estate, digitalizarea este un pic mai la început, să zicem așa. Nepiro Castle a fost prima companie și din România și din Central Eastern Europe care a creat rolul ăsta și l-a adus la nivelul ăsta de gândire strategică și de poziționare strategică pentru a transforma industria. Și rolul este de a transforma și de a digitaliza o industrie care istoric a fost foarte offline. Pentru că, până la urmă, vorbim de clădiri fizice, care omul trebuie să vină, să bată palma și să se simtă bine. Care sunt principalele dumneavoastră proiecte de digitalizare? Practic, ceea ce ziceam despre modul în care vrem să interacționăm cu consumatorul, cred că există foarte mult loc de a îmbunătăți experiența consumatorului în momentul în care îi oferi tool-uri adiționale, instrumente adiționale în momentul în care îți vizitează mall-ul sau după aia sau înainte sau în momentul în care se conectează cu oamenii din comunitatea din jur și zona asta este o zonă cu care o văd cu potențial fantastic. După care sunt, oarecum să zicem, și lucrurile standard. Suntem un business standard de B2B. Practic, noi vindem către clienți, către chiriași. Prin urmare, sunt digitalizarea proceselor cu chiriașii, cu furnizorii care ne dau care fac curățenie sau mențin clădirile în formă, să zic așa. Și, evident, digitalizarea proceselor interne. Revin la o întrebare pe care am mai pus-o la începutul galei noastre. Cum luptați dumneavoastră personal pentru creșterea rolului femeilor în companii care, iată, nu sunt de tehnologie, dar care trebuie să ocupe și locuri de tehnologie? Cred că în mai multe feluri. Unul este modul în care structurezi organizația și modul în care îți construiești echipa. Sunt un fel, sunt foarte convinsă că o echipă balansată din perspectiva genderului, așa, este una din cele care o să-ți dea cele mai bune rezultate. Și ca și rezultate finale de business, și ca și armonie, și ca și inovație. Și atunci modul în care construiesc echipa este una dintre ele. Întotdeauna am avut grijă să mă asigur că organizațiile în care lucrez înțeleg rolul ăsta de digitalizare. Și înțeleg de ce nu este rolul clasic de geek IT,
care este de obicei un tip care nu poate să comunice, pentru că transformarea este într-adevăr despre, este, toată lumea este surprinsă când da, și cred că toate aveți experiența asta, cum adică lucrezi în IT. Este exact transformarea despre care povestim. Nu poți să faci transformare fără oameni, iar oamenii ca să poată să transforme trebuie să comunice. Noi știm că noi femeile comunicăm în general, on average, fără să individualizăm mai bine decât bărbații. Și cred că este una dintre calitățile care trebuie pusă foarte clar în funcțiune. Pe lângă asta, mentorez pe cine are nevoie, când are nevoie, în diferite formuri. Există, nu știu dacă știți despre ea, există un Professional Women Network, care este foarte... mi-a plăcut când am venit și l-am găsit în România, pentru că este un mediu în care, într-adevăr, poți să simți că ajuți femeile să continuă să crească, să treacă peste întrebările de carieră, pentru întrebările de viață pe care le au. O întrebare mai critică. Ați trecut de perioada când, în pandemie și mai ales după, erau magazinele închise. Cum s-a rezolvat situația? Practic, cei pe care aveați în mall trebuiau să plătească chirii, dar ei nu lucrau. N-am înțeles nici cum s-a terminat tot subiectul în sine. Ați ajuns la pace, nu? S-a terminat adică, cu bine, ce pot să zic? Adică ați pierdut de toate părțile. Pandemia, exact. Da. A fost un șoc atunci, probabil. Cred că n-a fost evident, a fost un șoc, cred că, pentru foarte multe industrii. Evident, perioadele de lockdown a fost cel mai strict, în care, într-adevăr, mall-urile erau goale. Ca și pentru toate celelalte industrie, a fost un boost de digitalizare și un boost în care ne uităm, ok, și ce facem mai departe? Ați lucrat în perioada aia, adică nu ați lucrat. Categoric. Am negociat foarte multe contracte cu foarte mulți chiriași, dar pe lângă asta, de exemplu, am lansat o platformă de marketplace. Am încercat să transformăm mall într-un mall online, într-un centru de Bulgaria. Câte mall-uri aveți în România? 56? Nu, în România? Da. 29? 29 din 56? Din 56 din toată regiunea. Și compania are sediu în România? Sau sediu compania central este un grup. Da? Sunt, de fapt, mai multe companii. Există sediu central este în Olanda, în Amsterdam, unde suntem și listați pe bursă. Iar în România este o parte din echipa de conducere. Și România, în context regional, cam pe ce loc stă? Ca și procent cam mărime, ca valoare? E numărul 1. Undeva la 30-35% din business. Adică peste toate țările din jur. Da. Okay. Da. Noi vă felicităm pentru activitatea de până acum, care este așa de dimensiuni foarte mari, business to business, și vă acordăm un premiu de excelență. Aplauze!